Bine ați venit la Rural. Astăzi discutăm desigur despre agricultură, dar dintr-un punct de vedere al informațiilor meteorologice. Din păcate, lunile de secetă și anii de secetă în anumite zone, mai ales din sudul Europei, sunt secete recurente din 2018. Practic, acolo, chiar dacă mai plouă, nu se reface niciodată rezerva de apă și, mai grav, și apele subterane, rezerva de ape subterane devine din ce în ce mai redusă. E o problemă foarte mare pentru că 25% din irigații vin din aceste ape subterane. Ori dacă la suprafață reușești relativ mai ușor să refaci rezerva pentru culturile de la un sezon agricol la altul, apele acestea subterane se refac în zeci de ani. Deci, încă o problemă pe agenda Uniunii Europene, mai ales pentru zona mediteraneană. Țările care bordează Mediterana sunt cele mai expuse acestui fenomen de aridizare. Există studii care ne arată că dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă așa cum ele sunt azi, fără să se ia nicio măsură, la orizontul anului 2050 vor fi zone din jurul Mediteranei, din sudul Franței, din Spania, din Portugalia, din Grecia, din Italia, sudul Italiei, dar și în alte zone ale Italiei, care nu vor mai fi propice agriculturii deloc. România, deși arată studiile că va exista acest fenomen de reducere a resursei de apă, el nu este la aceleași cote ca cel din zona mediteraneană. Adică avem loc de luat măsuri, de gestionat inteligent și, evident, avem un sol extraordinar. Cel de aici, din Ucraina, din Republica Moldova, sunt cele mai bune soluri. Nu găsește așa ceva în vest, numai că trebuie să ai grijă de aceste soluri. Cum gestionează fermierii apa, sigur, teoretic, poate și practic cu responsabilitate. Și în același timp, vă rog să vă spuneți cum vă raportați la soiurile care sunt mai rezistente la secetă. Știu că aveți preocupări și fermierii au preocupări în acest sens. Pe partea de gestiune a apei avem tehnologii de prelucrare a solului care, să spunem, că aduc îmbunătățiri în zona aceasta, însă toate tehnologiile astea sunt scumpe, pentru că înseamnă utilaje scumpe, utilaje care sunt capabile să facă mai multe prelucrări într-una singură, asta înseamnă greutate mai mare, asta înseamnă un necesar de putere a utilajului care, a tractorului care trage respectiv utilaj mai mare. Cai putere mai mulți înseamnă prețuri mai mari, utilaje mai grele înseamnă prețuri mai mari. Costurile sunt mai mari, deci, domnule Orteanu, nu? Asta Toate e ideea. costurile pentru a implementa tehnologii care să ajute la partea asta de prezervare a apei în sol sunt mult mai mari și aș putea spune chiar inaccesibile pentru o anumită gamă de fermieri. Pentru că un fermier de 100 sau 200 de hectare nu cred că își permite să achiziționeze un tractor de 400 de cai putere să tragă un implement de o lățime de 4 metri ca să poată să-și facă lucrările în timp. Deci lucrurile sunt un pic defazate încă o dată pe partea asta de tehnică agricolă, de tehnică mecanică. Pe partea de hibrizi, soiuri, încercăm să ponderăm atunci când facem strategia pe un an de zile, și să împărțim riscul să punem și plante care sunt ajung la o maturitate mai rapidă, în detrimentul productivității, bineînțeles. Trebuie să privim totuși într-o perspectivă un pic mai largă. Într-adevăr, Uniunea Europeană este lider în acțiunea climatică, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne dezvoltăm, inclusiv agricultura. Toate lucrurile pe care noi le facem așa cum le făceam acum 50 de ani, da, să zicem, sau acum 30 de ani, dacă nu le schimbăm, ne explodează în față în 10 ani, în 20 de ani.